salut. 22 martie, ora 16. Am reușit să ajung la stupi. I-am desfăcut pe toți, în afară de ultimul. Albinuțul le zboară. Polen nu prea aduc. Am văzut polen, toate culorile. De la alb până la roșu închis. Dar cam slăbuț. În stupi am văzut rame cu polen. Una, două, mai la tot stupi. Puiet am cam pe trei rame, majoritatea, nu rame full. În care au, n-am completat decât la unul. I-am dat vreo 2 kg de sirop, cred. De dulcofruct. Ca să fiu sigur că are. În rest au primit toți cam 300 grame. Dulcofruct cu apic complex și protofil. Stimulare. Zboară toți. Asta e stupul meu de control pe care vi l-am filmat de fiecare dată și o să vedeți ce am făcut eu cam la toți stupii. Sper că se vede cam așa. Elasticile le-am dat jos. O să-i pun pădișoare. Lufonizat de capac. Dăm un pic de fund. Să nu avem surprize. Bate și un pic vântul. Turtele care au rămas le punem pe difer. Să-și tragă când au nevoie. La majoritate am găsit turtele cel mai puțin, nu știu, 200 grame cred că era mai bine. Era restul mai mulți, mai mult. Afară sunt în jur de 20 de grade, bate soarele. Asta e pe 4-5 rame. Prima ramă. Lucește. Asta cred că e turta mea. E full. Doar am o păstură, nu știu ce se vede, căpăcit nu am, am o și pe partea asta și mătcuța aici. Ia să vedem noi.
Sper că se vede mătcuța mea. Caută să pună ouă. E a doua matcă care o văd. N-am stat să caut măci. Și aici am căpăcit. Și pe asta am miere, sirop. Și pe următoare am căpăcit. Deci pe a treia căpăcit. Ultima cu hrănituri. Nimic. Un pic de miere a mai rămas. Și păstori. Începe să pună păstori. Gata, îl strângem. Am văzut și matca. Lucrez cu mănuși. Asta nu mai apropii, să nu prind matca, și așa are coronița cam mare. Avem aici dulcofruct cu api complex și protofil. Umplem hrănitorul, 300 de grame, nu știu, 300 ml, mai mult cred că are 500 de grame. Punem podișorul. Haideți să vă arăt și coronița la asta. Coronița pe ultima ramă e mai mare. Nu știu dacă se vede. Punem podișorul. Azi rămân turtele astea și le trage când vor. La podișor am o gaură. Ori să intre, ori să iasă, când o să aibă nevoie, o să-și adă în turtă. Mierea o ramă full. Cred că turtele mele le-a tras și le-a pus în rame. Peste podișorul ăsta pun folia. Capacul. Sper să nu se facă curent prea mare în podișor. Și de acum punem cărămizi. Vântul nu mai bate așa tare. Poate nu o să le ia de aici. Oricum, elasticele mele nici nu cred că ajung. Și așa, la alea primele, le-am înnădit cu sârme, cu tot felul de prostii. Cam așa se prezintă situația. Văd că aduc și polen. Am început să depună și puiet. Am pe 3 ramă, pe 3 jumătăți de ramă și pe o parte și pe alta. Sperăm că nu o să mai vină frigul.
Și o să aducă și puiet, mai mult. Toate familiile sunt ok, n-am pierdut nicio matcă. Fapt care mă bucură. Asta mai lipsea, să mai pierd și vreo mătcuță. Cadența de polen e cam mică. Dar bagă. Am văzut polen și pe rame. E totul ok. Sper să ajung săptămâna viitoare. A. Și la după ăsta am văzut. Deci ultima ramă e plină cu pneia, miere. Restul au miere pe partea din spate. Și în față puiet. Mi s-a părut la mai mulți că ar fi cam blocat cuibul. Adică din ce am văzut eu, cam toate, aproximativ toate celulele erau ouate. Ideea e că nu prea erau prea multe. La unii am găsit două rame full cu miere. Cred că 6 kg pe amândouă. Din totalul de 6 rame. Acolo chiar le-am flancat cuibul, că erau amândouă într-o parte. Asta nu știu, mă duce cu gândul că stupii sunt slabi, n-are cine mânca mierea. Aici un pic mai aglomerat și polen parcă mai mult. Asta e familia mea. Asta am lăsat-o așa cum a fost. N-am făcut roi, n-am făcut nimic. Cred că e recordista mea. Am vrut să văd cum se descurcă. Și are aranjat cuibul singură. Ai n-a pe 6 rame. După ce am pus celofanul, bine, ea a iernat cu toate ramele în cuib. Dar s-a părut că începe să apară mucegaiul după ce am pus folia deasupra și am scos 4 rame și am pus o diafragmă. Am scos exact ramele cu miere. Și de asta a consumat mai mult, asta am completat sirop, am pus 2 kg acum, nu mai avea cam nimic. Doar pe rama mărginat și în turtă. Și cel mai mult puiet. Aici am puiet pe 4 rame. E aproape din cap în cap. Aproape, hai să zic 3 sferturi de ramă. I-am pus 2 kg de dulap făcut, mare și turpite. Sper să-i ajungă până săptămâna viitoare. Un pic așa ce-a mai rămas deasupra ramelor. Nu le mai deranjez. Sper să vin săptămâna viitoare să fac și primul tratament cu varachet.
la tava mea nu s-a uitat. Acum e polen în natură. Cam așa se prezintă situația. Avem încă muște. Muscoi. Într-un stup am găsit și o viespe. Deci e bine. Avem și vrăbiuțe. Încă continuă să... sub pomii ăștia găsesc albine mâncate. Sper că va fi bine. Nu prea am rame. De fapt nu am rame să dau la ouat. Săptămâna viitoare, dacă o fi cazul, o să bag direct la crescut. Ramele care sunt, am văzut că erau și zaharisite, mă gândeam să trag ceva la centrifugă, dar nu cred că o să iasă nimic. Vom vedea. La vreo 2 am văzut că deja a început să se înflorească ceara. Cam atât momentan. Sănătate și numai bine.